Slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau și să-i mulțumesc Domnului că sunt în casa Lui. Vreau să-i mulțumim cu toții. Cred că suntem datorii să-i mulțumim. Aleluia. Pentru că a trecut o săptămână și într-adevăr am biruit-o împreună cu El. Aleluia. Fiindcă El a fost de partea noastră. Dacă El nu era de partea noastră, nu știu poate ce se putea întâmpla. Dar Domnul nostru este de partea noastră. Eu știu lucrul acesta. Este rugăciunea de cauză și vreau așa să aduc un argument înaintea dumneavoastră. Oare credeți că noi aducem la voia întâmplării așa rugăciunile de cauză când le aducem înaintea Domnului și spunem rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru familie, pentru copii, ca Dumnezeu să lase protecție. Dimineața când ne trezim și cred că fiecare dintre noi facem rugăciune și spunem Doamne, te rog, ca și în ziua aceasta să las protecția Ta Sfântă peste copiii mei, peste familie, peste frații mei, peste Biserica Betel. Nici o rugăciune nu este la voia întâmplării, vă mărturisesc. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Auzim fel și fel de lucruri, accidente, copii. Sunt multe lucruri și sunt dureroase. Dar eu cred și mă încred în Domnul nostru Iisus Hristos că El ne ascultă rugăciunile. El ne ascultă rugăciunile și El este cu noi exact așa cum ne-a promis. În Psalmul 86, care s-a citit, aș dori să-mi pui versetul 6. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele. El ia aminte la cererile noastre. Am venit cu un gând în seara aceasta să mă bucur, să-mi deschid inima. Am zis, Doamne, mi-ajunge că săptămâna aceasta am trecut așa prin niște lucruri și vreau ca în seara aceasta să mă bucur, vreau să mă bucur în prezența Ta. Vreau să mă bucur de biruința Ta. Vreau să mă bucur că și Tu mi-ai dat mântuirea în dar. Aleluia. Am stat săptămâna aceasta și cugetam așa la mine și spuneam, dacă ar veni cineva la mine să-mi dea ceva bani sau avere sau case, m-aș bucura. Dar mântuirea care ți-a dat-o Iisus Hristos, aleluia, ne-a dat o mântuire în dar copilor Lui. De aceea vreau să mă bucur. Vreau să mă bucur mai mult în casa lui Dumnezeu. Vreau să mă bucur cu Iisus Hristos. A fost aici fratele Iulian Chelu și mi-aduc aminte. Spunea despre un frate că a avut o vedenie și spunea că a văzut un înger care venea pe norii cerului cu o vioară în mână. Și spunea decât o singură dată a scârțit din acea vioară. Și a zis, Doamne, te rog, oprește-l, că nu mai pot, explodez de bucurie. Eu cred din toată inima că Îngerul lui Dumnezeu este aici, Iisus Hristos este aici. Eu nu am avut o vedenie, eu am avut o descoperire acum în seara aceasta. Înaintea noastră Iisus Hristos a fost aici, a fost la ușă. Și fiecare care intrau, îi mângâiau pe cap. Fiecare care intrau în biserică, îi mângâiau. Este o descoperire a mea. Este o descoperire a mea. De la cel mare la cel mic, copil, toți care intrau în biserică, îi mângâiau pe cap. Aleluia! Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dimă. Aleluia! El este Dumnezeul nostru cel viu. Dumnezeu care lucrează în dreptul nostru. Dumnezeu care pune protecție peste noi, peste copii și care ne dă bucuria mântuirii. Aș dori să ne ridicăm în picioare și aș dori să aducem cauzele înaintea Domnului și să le aducem cu credință. Cu credință în inimă, în suflet. Că noi știm că Dumnezeul nostru lucrează. El este cu noi și ne ascultă rugăciunile. Ne aducem cauzele.